dimineața și abia am trezit. Și am deschis cartea de cântări. Cartea neagră de cântări, cântări de evanghelie. Asta e cea mai veche versiune care am găsit-o, a fost în 1913, am văzut o pagină interioară pe internet, datată. Și am găsit că, uite, între cântările 393, de la ciclu Învierea lui Iisus, 394, am scris Mihai Ionescu. Este recitit. Zace rece mormânt Mântuitorul, și de înviere vin, Doamne Iisus. Luați piatra, deci, că Iisus învind din morți, El s-a sculat, căci fusese răstignit nevinovat. Dar murind, puterea morții a scăpat, a înviat, a înviat. Aleluia, a înviat. A morții brorul dai frântul de la vieții, în vin s-ai suferit. Doamne Iisus! Aici, nu știu ce conjunctură, am scris eu Mihai Eminescu, oricum, și o virgulă, și mai nou. În 2010 ani. 394. Aleluia, El trăiește, măreață și veselă veste, cei își cumpărați tot saltă lui Iisus să fie cinste, că El a înviat pe pământ, pe păcătoși, le-a scumpărând pentru a lăuda să-i cânta Aleluia, Cel ce și-a înviat și i-a dat. Nu le dai fericire. Să scumpărați, vă bucurați cu El în cântări. Aleluia! El birui moartea și iad, și în cerul El s-a dus și s-a suit, și a primit puterea mare de păcat a dat iertare celor ce în moartea sa, chiar lumea a învins al vostru, Iisus trăiește așa, întrălucit în veșnic și se vei mări. Bun, acum să mergem și la Biblie. Știu ceva. Care e ora? Nu. Dacă fugi de Domnul, te înghite Leviatan. Asta e tot. Pe aia te duci și îți crește curcubă. Și se pocăiește tot orașul. Dar nimic, adică. Dar ce vreau să zic? Vreau să vă povestesc, de parcă și de parcă să povestesc Domnul Trandafir, dacă am așa e. Și, cum duce și eu în barbă, dintre atâția prunci mai mari, unii morți, alții prugari, dintre atâția frați mai mici, prunci de treabă, scunși, peltici, nu ai eu, crăsat mai rău, mă nimerisem, flui, poinat, cum zice. Ce vreau să zic? Oameni pe care i-am, cu care am trăit la spital, înțelegeți? La Decebal am stat cu Paul Ciof sau cu altul, am stat cu alții, am stat 2 ani, acum este la 10 ani, am stat 10 ani. Chiar și mai mult, pentru că și 2003 am fost dat 6 zile atunci. M-am la Bodrog. Mi-a revenit. Deci a fost mai praxis. Și vreau să vă zic de niște cazuri, niște situații de viață și cum reacționează oamenii de uneori. Deci și răsutele lucruri care sunt strigătoare la cer. Iar din punct de vedere al spitalului, că spitalul ajută cum poate, știi? Și cu ea, asociații românești. E bine,
Când am ajuns acolo, în 2013, parcă era prin iunie, iunie, mai, vara, am întâlnit acolo un cetățean, nu, mai de o anumită vârstă, adică nu era vorbă tânăr, care era, cum să zic, țigan. Nu. Dar nu era un țigan, era un țigan mai, nu, mai român. Stătea la parter, acolo de nu poți să ieși, nu poți să... Și... Ce să zic? O prietenit cu el. Dar domnul de... Cheamă Pintea. Pintea. Și domnule, dar sunteți bolnav? Nu, nu sunt bolnav. Zice, zic eu, da, atunci de ce stați la spital? Păi zice, pentru că nu am unde locui și atunci aici mi s-a găsit un loc să locuiesc. Și dai seama, nici măcar la etaj, ce la spital. La parter. Și asta era adevărul, deci nu... No, și mi-am amintesc niște lucruri, a zis. Domnule, voi crede că e unul țiganilor, gelem, gelem, chiar l-am un calculator, am lucrat pe el, în fine. Fost un holocaust, toate astea, gelem, gelem, nu știu cum. Dar zic, domnul Pintea, cântați-vă un cânt, cântați că dumneavoastră știți că... Și el a cântat un singur vers. N-am avut noroc să stau în fața mei. 3 puncte. Și mai poate? Atât. N-am avut noroc să stau cu fața mei. Altădată, nu știu, am avut bani, am avut un mofos și aveam o conservă, ce mănânc eu atâta, mă, tot era o conservă de fasole cu costiță sau cu ce era. Și zic, domnul Pinte, uite că, haideți aici, erau niște mese mai laterale, nu era nimeni pe acolo. Ecco. Să mâncați și o conservă. Te rog să mă crezi. Atâta îndemânare la a mânca dintr-o conservă n-am văzut la nimeni și omul se vedea că era fomite mult. A fost o scenă, dar ca în lista lui Schindler, sau pianist, sau unde, când cade pilaful ăla pe jos. Dar nu era așa, era o chestie că omul nu mai putea de foame și mânca și mi-am trăit din asta. Eu odată am cumpărat la un tip o conservă veche de vreo 6 ani, era putredă și am mâncat-o. Am avut niște dureri, am crezut că mor. Bravo, Dumnezeu meu. No, asta este Pintea. Păi a tot făcut activisme pe acolo. Zice, băi, boșilor, băi, puteți să știți la chișe aici și ia căcuta interioară chișe. Păi scoateți-i afară, scoateți-i să-și cumpere, poate au bani, poate... Și atunci au început să mai scoate, pentru că ei au văzut că nu-s prost. Chiar și Marius zice despre mine, eu n-am, îl citez, că n-am niciodată că tu ești prost. Nu. Și, deci, prin faptul că m-a avut ca pacient 10 ani, ei au profitat foarte mult, adică au profitat. Într-un sens ideal, la modul ideal vreau să zic, adică spun, bă, dă-i, cum am dat eu acea conservă, ce am murit, am dat acea conservă,
Plus că mai e și conceptul de karma, dacă vrei, sau conceptul de Hristos, de Moise. Nu. De ce a fost Soros cel mai bogat om? Păi, da, la toată lumea, nu? Atunci e normal că vine înapoi, că Dumnezeu. Și în principiu omenesc ăsta. Nimeni nu te ia la bătaie după ce îi dai 30 de lei, înțelegi? Ar fi ceva absurd. No, și nu, deci asta vreau să vă spun. Apoi mai știu că era un tip ăsta, era un băiat, semăna cu Mihai Eminescu. Era genă de Mihai Eminescu. Și el stătea în pat și nu vorbea. Și mai vorbeam cu el și Bună dimineața! bună dimineața. Și îl mai încurajam și așa. Și tot timpul zicea, tu ești regele nostru, tu ești poetul nostru, sau tu ești fizicist. Și asta era poezia lui. Era. Și bineînțeles că el nu făcea pe Eminescu, chiar era. În el se vedea opus. Că mai mulți oameni, și în Mirocosmos, de exemplu, sau în mine, sau în altul, sau nu știu. Deci, dar la el genera foarte puternic, eminescialism. În același timp, nu era de asta, împuțită, știi, deci de asta, bă, tu știi ce sunt eu. Era un tip foarte modern. Și apoi, știu că am fost în anii COVID sau 2019 sau așa, știu că l-am văzut funcțional la pavilion, deci nu mai era la parter, era la pavilion bloc. Era ok, nu avea bani. Apoi o să spun în altă situație. Să vă aduc medicamentele. Da. Și ce-i cu farfuria aia acolo? Am adus-o ca să pun tigaia. Nu, și este un alt caz, adică un alt caz. Am fost o altă situație. Era un copil lepădat, sau ce, să mă ierte Dumnezeu, nu știu. Deci, oricum, un copil, un bebe, nu, un bebeluș, singur. Nu l-a ajutat nimeni, nu, probabil lăsat la maternitate. Domnul director, domnul Grecu, asta a fost pe vremuri. O zis, lasă că știu eu ce fac eu cu copilul ăsta. Copilul era sănătos, nu avea problemă trup, nu avea problemă fizică, psihică, nimic. L-a luat și copilul a crescut toată viața la spital, dar după aceea nu l-a mai văzut, că o fi plecat sau o fi murit sau nu știu. Cu COVID. Dar vreau să zic că el era un tip așa, cum să zic, mare, destul de mare, forțos și bun. În același timp, el era ca un fel de, nu vreau să zic ceva rău, adică un fel care să fie un om care acolo trăia și care trebuia să fie ca un fel de ochi al lui domnul director între bolnavi. Atât la tot. Dar o viață jertfită să stai acolo, Deci, avea unde e tigaia acum? pe masă. Și avea, cum să zic, deci trăise o viață acolo și dar era un om foarte bun. El stătea, era prieten cu Daniel, care era omul de bază. Daniel era un caz, vreau să spun, care era alcoolic sau oricum alcoolizat, avea familie, avea pensie și domnule, decât să stau în alcool și vai de cap, era maghiar.
Ce cheamă? Mai bine vin aici la spital, trimit banii la familie. Plus că el desfăcea conservele, el făcea toată treaba. Odată eu salva viața la un băiat țigan care s-a necat cu mâncare. Nu. Eu l-am luat pe la spate și l-a ridicat așa. Nu, n-aș fi știut să facă ceva, nu știu dacă aș fi putut. Nu, iar băiatul ăsta de care vă ziceam, avea cumva părul ca un fel de creas, așa știi, nu știu cum zic. Ah, și este foarte interesant ce zicea, la ce vă ziceam despre Pintea, că el a zis că n-am avut noroc să stau cu frații mei și domnul Liviu Guță, din Valea Jiului, are un cântec, l-am văzut, în care zice că cât am iubit, cât am, nu știu ce am făcut, și la fratele meu și nu mă iubește. Sau frații. Și astfel, oamenii, nu, au necazuri. Știu că anul trecut am sunat de lângă parter, m-am sunat pe taică-miu și l-auzeam pe domnul Pintea răcnind, da. Nu era răgnetul unui om rău, era răgnetul unei victime. E ca și cum era un suflet de om care băgat un tub de canar. Asta este omenire. Nu știu ce e umanitate, dar asta este omenire. Terra, natura. No, și... mai mult ce să zic. Și băiatul ăsta solid avea o prietenă de la secția femei, o fată de fapt, care și ea era sportivă ca și el și nu părea să fie bolnav. Nu. Ea era mai țigănoasă. No, deci eu să zic că a fost o vreme când și la noi la țară a fost o mare cultură. Sau au fost securiști, sau au fost cadre militare, care erau acolo pensionate. Dar ăștia au dispărut, cel mai mult, sau nu i-am văzut eu. Și acum a început tot felul de oameni care, de fapt, sunt normali, dar sunt drogați. Și ca să, cei mai mulți dintre ăștia, care nu-s bolnavi, fac pacturi cu tot felul de mahări și niște oameni, nici măcar cum suntem noi bolnavi, sunt niște lumpeni, niște pegră, deci niște oameni care ar face orice, înțelegeți, îți vede capul lor. Asta, nu mai e nici zamul ce-o fost. Bine, nu mă refer acum la doctor sau așa. No, și mai era un tip Golda, erau doi Golda, au murit ăla mare. Era unul Golda care tot timpul când ne salutam, ce mai faci dimineața? Ăla cea, ardealul, la dealul, la dânsul ne cheamă, la arme cu fume. Ne așteaptă izbânda, ne așteaptă și țara, cu trecătul. Era tot băgat cu ardeal, înțelegi? Mai ales că noi mâncam o grămadă de pateu. Bun. Și ăsta a murit. Și era un băiat înalt, frumos. Militaros, așa. Apoi mai era unul, Mihai, care semăna cu Mihai Frătean. Chiar avea atitudinea aia, da, lui. Și ăsta a murit. Și
Am stat cu el în cameră și zic, băi, fii atent, tu, că stăteam cu paturile cap în cap, tu nu vii aici, să nu te prind că vii la patul meu, zicea el. Adică, că dau pe acolo, că umblu pe acolo. Tu nu umbli în lucrurile mele. Da, dar era un tip foarte simpatic. Apoi nu, au mai fost și alții, apoi în ultimul an, COVID, am văzut mai când a venit trei ori mașina legală, dată a venit la parter, odată de două ori a venit la Geronto, probabil, sau așa, la parterul celălalt, la bătrâni. O mașină, un fel de papuc acoperit, nu mai lucru. Mașină pentru un singur om. Și no, asta vreau să zic. Iar drogurile, știți că s-au făcut, nu știu, prin 89 sau când, s-au făcut în Basarabia, s-au făcut filmul Shatra, The Gypsy Camp Rises to the Sky. No. A fost odată când țiganii erau oameni. În ce sens vreau să zic? Erau mai oameni ei atunci decât suntem noi acum. De exemplu, ești intelectual sau pastor, dar stai cu capul tot în motor. Nici asta nu-i viață, frate. Pe când ei, să stai așa, fără curent electric, fără nu știu ce, la lumina soarelui, la toate astea, împreună să vă ajutați. No. Dar acum s-o băga cu drogurile pe ei. Sunt niște martiri. Înțelegi? Au nevoie de Dumnezeu. Dar Dumnezeu are milă de ei. No, dar asta vreau să vă... Și, no, și mai un Golda, care era prieten cu Vili. Dau doi Vili și era prieten cu ăsta Vili care muncea și degea și cu ce. Și veneau la mine la cameră și făceau așa, cea că era un tânăr marinar și nu știu ce și nu știu cum și așa, asta primul an. Dar acum Golda, ăsta micu, e la parter, săracu. Și nu știu, el are epilepsie sau ce are, dar e chestia asta, asta încerc să vă spun. Bă, eu dacă aș avea monetar sau dacă aș avea posibilitate, dacă aș fi într-o funcție de stat, în primul rând de ăștia aș avea milă. Înțelegi? Dacă tu muncești la electrocentrale, la școală, la unde vrei tu, la firma lucutare, la firma lui Adaconi, la firma lui Solomon, la ce firmă vrei tu, ai să pui mâncare pe masă, teoretic, ar trebui să ai, nu? Dar nu mori în alcool. Dar ăștia chiar nu are nimeni grijă de ei. Voi nu știți ce înseamnă, ești ca un animal, stai închis acolo și ăia stau închiși cu ani, băi. Și apoi s-a apucat, pentru că i-am spus, bă, dar mai scoate-ți și afară. Că e, a, păi au scurtea interioară, acolo zici că e la Gherla sau la Sighet. Nu. Și a început să-i scoată afară, să-i ducă la magazin să facă cumpărături. Și i-am spus, domnul doctor, da, înțeleg, tratament, bun, dar umpleți gamei la două, mai dați supliment. Eu aveam experiență de la grădiniță, când comuniți, când comunul cu problema prelungit, mâncam prânzul. Și știi cum îl mâncam prânzul ăla, ca în David, ca în Oliver Twist. Unii ne mai duceam și la supliment și ne mai dădea, doamna. Amintesc cum mâncam. Am vreo 4-5 ani, așa. 3-4-5 ani. No, asta vreau să spun. Dacă tu ignori asta, păi și Dumnezeu te ignoră pe tine. Ce țară civilizată? Băi, în țările occidentale, oamenii care au făcut delicte penale trăiesc mai bine decât acești copii nevinovați ai Mariei.